Astăzi sărbătorim Ziua Bucovinei, aniversând unirea acesteia cu Regatul României, decisă la Congresul General al Bucovinei pe 28 noiembrie în 1918. Rămâne un moment esențial în istoria națională, simbolizând unitatea și aspirațiile românilor. Sunt Cristina Soare. Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta. Cel mai cald a fost în sudul Africii, plus 42,1 grade, și cel mai rece în Groenlanda, minus 56,2 grade. Astăzi aflăm despre beneficiile bălăcitului în petrol, impactul schimbărilor climatice asupra alergiilor și, evident, cum va fi vremea. Deocamdată vă spun doar că va ninge. Vedem imediat în ce zone. Seul, capitala Coreei de Sud, are parte de cele mai abundente nisori din istoria măsurătorilor meteorologice, care au început în urmă cu peste un secol. Zăpada a dus la anularea 10 de curse aeriene și suspendarea curselor de feribot. S-au înregistrat și primele victime. Administrația meteorologică a anunțat că recordul de zăpadă stabilit în 28 noiembrie 1972 a fost în sfârșit doborât. Ieri, peste capitala Coreei, se așternuse un strat de zăpadă cu grosimea de 16,5 cm. A fost emisă și o alertă pentru ninsori abundente, care recomanda localnicilor să nu folosească vehiculele, să fie vigilenți la copacii pe care îi poate doborî viscolul și să rămână în case dacă nu au lucruri foarte importante de făcut în exterior. Acest tip de alerte sunt emise atunci când zăpada se acumulează într-un strat de peste 20 de cm în mai puțin de 24 de ore. Ploile abundente au provocat alunecări de teren și inundații în provinciile din sudul Thailandei. Prognozele arată că situația se va menține până pe 4 decembrie. Inundații severe și în centrul Vietnamului, unde s-au înregistrat până la 1500 de litri pe metru pătrat de precipitații. În Vietnam, în special în zona centrală, inundațiile sunt un coșmar periodic. Uneori, nivelul apei ajunge până la acoperișul locuințelor. Inundații severe au loc din octombrie până în noiembrie în fiecare an. Ele sunt cauzate de ploile abundente, de maree, de presiuni tropicale sau musoni. Ploaia torențială din ultimele zile a provocat revărsarea mai multor râuri și inundarea drumurilor din jurul orașului Huang Tra. Apa a depășit în unele zone un metru adâncime și localnicii au folosit bărcile pentru a se putea deplasa. Autoritățile au pus semne de avertizare în zonele cu risc ridicat de alunecări de teren. Râul Trakau a depășit al treilea nivel de alertă la inundații. Mai multe locuințe au fost afectate. Meteorologii britanici caută legătura între La Niña, fenomen natural care intensifică extremele meteorologice la nivel global, și schimbările climatice. De regulă, La Niña aduce temperaturi mai reci decât cele normale în Pacificul de Est și în vestul Europei. Meteorologii se așteaptă ca temperaturile să scadă pe continent pe măsură ce ne îndreptăm spre luna decembrie și fenomenul să slăbească la începutul anului 2025. Vestea bună pentru stațiunile montane este că fenomenul va aduce ninsori mai dese și mai abundente în Alpi. Specialiștii spun că este posibil ca și precipitațiile să depășească mediile istorice și modelele așteptate. De asemenea, ar putea crește frecvența și intensitatea evenimentelor meteorologice extreme. Specialiștii au analizat și șgheaburile de joasă presiune care se instalează asupra Europei, cum a fost cel de săptămâna trecută, și spun că există posibilitatea să se dezvolte un model progresiv de iarnă cu implicații directe asupra zborurilor. Intensitatea maximă a vântului jet îi va ajuta pe cei care zboară spre est prin reducerea timpilor de zbor. Iar cei care călătoresc spre vest vor experimenta zboruri mai turbulente și timp de călătorie mai lungi. China a lansat primul ei satelit de monitorizare a emisiilor de metan din întreaga lume. Oamenii de știință spun că în procesul de încălzire globală, rolul metanului este mult mai important decât cel al dioxidului de carbon. Într-o perioadă de 20 de ani, are un potențial de încălzire de 84 de ori mai mare. Așa că specialiștii chinezi au dezvoltat un program prin satelit pentru a monitoriza scurgerile și emisiile de metan la nivel global. Satelitul este capabil să identifice sursele de emisii de metan în minele de cărbune, gropile de gunoi și zăcămintele de petrol și gaze. Cod galben de ninsori la munte și vreme rea în cea mai mare parte a țării.
Până sâmbătă dimineață va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă 15-20 de centimetri în Carpații meridionali și în Carpații orientali. Și tot până sâmbătă dimineață, în aproape toată țara, vor fi precipitații moderate cantitativ, vânt intens și izolat polei. Vor predomina ploile, însă în noaptea de vineri spre sâmbătă în Transilvania și în Moldova va ninge, se va depune strat de zăpadă. În sud și la munte se vor strânge până la 30 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va fi intens sâmbătă în sud și în sud-vest, iar la munte, în Carpații meridional și în munții Banatului, va fi viscol. Deocamdată, în această noapte, așa cum vă spuneam, vor fi precipitații în toată țara. La munte va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. Spre dimineață, în centru și în nord-est, se va depune polei. Și tot în a doua parte a acestei nopți, în zonele joase din centru, din sud și din est, local se va forma ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 7 grade Celsius. Mâine vremea va fi în general închisă și se răcește. Meteorologia anunță precipitații în regiunile sudice, în cele estice și în cele centrale, în timp ce în restul țării vor fi precipitații, dar puține, pe suprafețe mici și cu precădere în prima parte a zilei de mâine. Mâine noapte, în Transilvania și în Moldova, ploile se vor transforma în ninsoare și se va depune strat de zăpadă. Pe parcursul zilei de mâine, vântul se va intensifica la munte, dar și în extremitatea sud-vestică și în cea sud-estică. Vă spuneam că se răcește, iată că maximele vor fi cuprinse între 3 și 9 grade, cu valori un pic mai ridicate în Dobrogea, 13 grade vor fi în Constanța. În București, în următoarele ore, singurul fenomen notabil va fi ceața. Spre dimineață, în termometre, vom avea 2 grade în centrul capitalei și minus 1 grad în zona preorășenească. Mâine vremea va fi în general închisă, cu precipitații, ceață mâine dimineață, iar la amiază vom avea cel mult 8 grade. Presiunea atmosferică are o valoare de 761 mm coloană de mercur și va fi în creștere. Poi mâine, în continuare, vreme mohorâtă, dar și vânt. Tot 8 grade în termometre. La munte, ziua de mâine aduce un peisaj de iarnă, va ninge mai ales în zona Carpaților meridional și în zona Carpaților orientale, unde se va depune strat de zăpadă. Pe creste, vântul se va intensifica. Vom avea temperaturi, iată, de la minus 2 grade în Ceahlău și în Semenic până la 1 grad cu plus în Poiana, Brașov, în Predeal și în Stâna de Vale. În Stâna de Vale, stratul de zăpadă are 34 de centimetri. Mergem mai departe și aflăm că la nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce în prognoză în continuare o vreme mohorâtă cu precipitații îndeosebi în sud, în est și în centru. Vorbind despre ploi, la munte va continua să ningă, însă sâmbătă vântul va sufla destul de tare în sudul Banatului, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea și prin Moldova, iar la munte, la rafală, se vor depăși 70-80 de km pe oră la rafală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade. Schimbările climatice au o influență din ce în ce mai mare asupra sănătății umane. Variațiile de temperatură, caniculă sau fenomenele extreme sunt factori direcți. Medicii avertizează că acestea afectează în mod semnificativ și persoanele care suferă de alergii. În țara noastră, unul din patru adulți suferă de o formă de alergie, iar unul din trei copii suferă de rinită alergică. Un raport al Universității Carol Davila arată că schimbările climatice accelerează creșterea cantității de polen din atmosferă cu 25% și extind durata de viață a plantelor alergene cu 17%. Aceste efecte amplifică riscurile pentru sănătatea oamenilor, mai ales în contextul creșterii expunerii la alergeni. Pe măsură ce temperaturile continuă să crească, impactul asupra sănătății umane devine din ce în ce mai vizibil, în special prin agravarea afecțiunilor respiratorii. Conform studiului, nivelurile ridicate de dioxid de carbon au determinat o creștere semnificativă a producției de flori și, implicit, a polenului. Mai mult, nivelul alergenului asociat cu polenul de ambrozie a crescut de 1,8 ori în comparație cu perioadele preindustriale. O simulare realizată pentru perioada 2041-2060 arată că în contextul accentuării schimbărilor climatice, cea mai mare parte a populației Europei va suferi de o formă de alergie la plante. În ultimii ani, la noi în țară s-a înregistrat o explozie a cazurilor de alergii, majoritatea fiind tratate doar cu produse care ameliorează simptomele. Specialiștii spun că o posibilă soluție ar fi imunoterapia, care tratează cauzele afecțiunilor alergice.
În prezent, accesul pacienților la diagnostic timpuriu și tratament este îngreunat de faptul că nu există o abordare multidisciplinară, ci pacientul este nevoit să meargă pe rând la fiecare specialist în parte. Să vedem ce se întâmplă cu vremea mâine în Europa. Iată că în cea mai mare parte a peninsulei iberice și în țările vestice, vremea se anunță în general frumoasă, cu cer variabil, doar ceva ploi vor fi prin Lisabona și prin Madrid. În arhipelagul britanic, vreme bună cu 9 grade în Londra. În schimb, în țările sudice și în cele sud-estice, vremea va fi mohorâtă cu precipitații sub toate formele. 20 de grade vor fi în Atena. Ploi, lapoviță și ninsoare găsim în regiunile, în țările centrale, în cele nordice și în cele de răsărit, 1 grad mâine în Moscova și cel mult 6 grade în Copenhaga, Berlin și în Varșovia. La summitul climatic din Baku, unii participanți au testat băile cu petrol brut promovate ca o soluție alternativă pentru tratarea a peste 70 de afecțiuni. În apropiere de Baku există un orășel numit Naftalan, după numele unui țiței ce se găsește doar în această zonă și despre care localnicii spun că are proprietăți miraculoase. Terapiile cu petrol par să vindece orice și durează de la câteva minute la câteva săptămâni. După un consult cardiologic, pacientul se relaxează timp de maxim 10 minute într-o cadă cu petrol. Apoi, o asistentă răzuie cu atenție toată unsoarea de pe corp și o pune la loc în cadă. Urmează un repaus de 24 de ore la cald. Centrele spa afișează peste 70 de afecțiuni care se pot trata cu acest țiței și pe care îl refolosesc timp de 3 luni, după care îl trimit înapoi la compania petrolieră pentru a fi procesat. Cu toate că este vândută ca o terapie miraculoasă, se pare că unele studii spun că băile cu petrol cresc riscul pacienților de a dezvolta cancer. Atât pentru astăzi, vă dau întâlnire și mâine seară de la 7 fără 10 cu noi informații despre vreme și planeta noastră. Ne găsiți pe YouTube și pe Facebook. O seară liniștită să aveți!